v-am găsit la un nou vlog. În vlogul de astăzi o să facem un tag pe care mi l-a mai departe Emilia din Roxana. Îi mulțumesc pe acest cale. O să vă las linkul cu canalul ei în descriere. Acest tag a fost creat de Raluca Gheorghe, pe care o urmăresc de 2 sau 3 ani. Da, o super apreciez, este o mămică foarte puternică și zic să trecem la treabă. Ok, ca să nu uit la finalul videoului pe cine am de etichetat mai departe, o să etichetez încă o mamă vloggeriță, să zicem așa, și anume Ramona Paraschiv, că viața cu 3 băieți pe YouTube. Locuiește și ea în Germania și are 2 băieței. O urmăresc și pe ea cam de 2-3 ani. Cam din același timp de când o urmăresc și pe Raluca Gheorghe. Și da, îi dau ei mai departe. Întrebare. Câți copii ai și vârsta la care ai născut? Am 29 de ani. Anul acesta am plinit 30. Un copil l-am născut la 20. Iar pe al doilea la 23. Sunt 3 ani diferență. Întrebarea 2. În ce țară ai născut? În ce țară ai născut și locuiești? Pe primul am născut în țară, pe al doilea aici, în Germania. De aproximativ 10 ani locuim în Germania. Câți copii îți dorești? Doar 2. Sunt de ajuns cei 2 băieți pe care avem. Nu ne mai dorim alți copii. Întrebarea 4. Este mai potrivită țara în care locuiești pentru copilul tău decât România? Dacă da, de ce da și de ce nu? Eu zic că da, este mai potrivită, în primul rând, din punct de vedere al sistemului de învățământ, că na, nu depinești de copil, dar nu se compară școlile și sistemul de învățământ din țara de la noi cel de aici. Este primul motiv pentru care eu mă bucur că copiii vor merge aici la școală. Primul copil deja este în clasa a treia. Nu. Păi am spus, pentru că da, din cauza sistemului de învățământ sunt foarte multe lipsuri în școlile din țara noastră, în primul rând, și în al doilea rând sistemul de predare. Predau foarte multă teorie și practică foarte, foarte puțin. Schimb, aici este total invers, foarte puțină teorie și multă practică. Copilul nu are voie să fie stresat de părinți acasă. Și în alea a două ore își fac temele pentru ca acasă copilul să nu fie stresat, să nu trebuiască să învețe, să iară învețe. Să repete acasă, da, are voie cel mult o oră. O chestie, aici în Germania, copiii scriu până în clasa a treia, mai au voie și în clasa a treia, să scrie la școală cu creionul. Pas cu pas se învață jucându-se, adică prin multe jocuri, cu logică, și atunci ei învață mult mai repede și lucrurile alea le rămân de la începutul clasei a treia. Scriu cu stilou, dar au voie unele povestiri să le scrie și cu creionul, dacă nu sunt sigur de ceva, pentru că se poate șterge. Și de veni în clasa a patra, trebuie să scrie doar cu stilou. Sistemul de aici este foarte relaxat, foarte ușor și foarte practic pentru copii, ca să fac așa o concluzie. Școala este mai ușoară aici. Este greu. În școlile din România, după cum am spus, ce limbă vorbești cu copiii tăi? Păi română, bineînțeles. M-am lovit și de această problemă aici, că la grădiniță, și cine locuiește în Germania știe că e greu cu copiii să învețe limba germană. Nu toți o vorbesc din punctul lor de vedere al educatoarelor, și cei care vin să testeze copilul la grădință vorbesc corect, că vorbesc ei câteva cuvinte la grădință, nu înseamnă că vorbesc germană foarte bine, și de asta trebuie să mergem și la logoped. Și cred că majoritatea copiilor care sunt străini, care au părinți străini,
sunt trimiși la logoped pentru că e normal, știu două sau trei limbi, unii știu și engleză, cum este în cazul nostru, vorbesc trei limbi, dar niciuna cursiv corect. Și atunci, da, eu încerc să învăț și limba noastră acasă și vă spuneam de problema, m-am lovit de problema că la doctor și la grădiniță, când am fost testat pentru a merge la școală, primul copil, mi s-a spus că de ce nu vorbesc acasă cu el german. Și bă, bineînțeles că nu mi-a picat bine și m-am gândit, stai puțin, voi, germanii, nemții, dacă ați merge în altă țară, ce ați locui acolo, ați vorbi acasă cu copiii voștri în limba țării în care sunteți sau în limba maternă? Adică mi se pare puțin ieșind în comun. Nu mi-a picat foarte bine, dar culmea că am la al doilea copil, are 6 ani și am primit săptămâna trecută actele pentru a merge la școală în toamnă, care în momente când zice, mami, hai să vorbim în germană. Cred că el s-a adaptat mai bine la grădiniță, din punct de vedere al limbii, decât Eric. Eric nu a văzut la nimeni. Înaintea lui să facă lucrul ăsta când eram pe mână, numai germană, nu prea înțelegea el când era micuț, era mai dezorientat. Și vorbim limba română acasă, să se înțeleagă, normal. Și câteodată germană, dar rar, normal. Întrebarea 6. Ai rude aproape care să te ajute cu copilul? Nu am rude aici în Germania. Este greu, dar ne descurcăm singuri. De când am venit aici, de aproximativ 10 ani, ne-am descurcat singuri cu copiii. A fost mai greu. Mama mea mai vine aproape în fiecare an, o dată pe an aici, atunci mai avem și noi timp să mergem într-o vacanță. Dar este, da, un minus. Și e gheiul. Nu mai ai timp și de tine. Întrebarea numărul 7. Țara în care locuiești a influențat alegerea numelui copiilor? Aici pot să spun clar că nu. Numele le-am găsit pe internet și care mi-a plăcut le-am pus. Întrebarea numărul 8. Crezi că în România ai fi fost o altfel de mamă? Nu aș fi fost altfel de mamă. Sau dacă stau să mă gândesc mai bine, probabil aș fi fost mai panicată. Al sănătății, pentru una jumate cât am stat în țară, am fost cu el de vreo 3 sau 4 ori internat în spital. Să zic că de fiecare dată când mă internam, când în spital făceam depresie. Nu exagerez. Nu e ok. Ăsta e unul dintre motivele pentru care noi nu am vrea să ne întoarcem în țară. Dar o să fac un video separat și cu acest subiect. Întrebarea numărul 9. Ce se lipsește din România pentru copilul tău? Păi, cred că îi lipsesc prietenii. Acolo cred că și-ar face prieteni mult mai ușor. Are colegii de la școală cu care vorbește, mai vine acasă, se joacă. Mai are și doi prieteni cu care se știe din grădiniță, dar nu este la fel ca la noi în țară. Și familia, bineînțeles, bunicii, neamurile. Ai fost cu copilul în România? Impresii. Da, am fost. Mergem aproape în fiecare an. E normal. Lucrurile nu prea s-au schimbat în țara noastră. Ne-am dorit să ne întoarcem, dar 100% când se va întâmpla asta? Și ce pot să spun? Avem o țară frumoasă, dar păcat că este condusă de niște idioți. Altceva n-am ce să spun. Întrebarea numărul 11. Ce părere ai avea dacă după ce crește copilul tău, ți-ar spune că vrea să vă mutați în România? Mă întreabă de câțiva ani. Când o să ne întoarcem, când ne întoarcem, nu-i place în țară, nu-i place aici neapărat, el vrea în România. Ce ți spun? Că o să ne întoarcem, că nu știu. Întrebarea numărul 12. Îl înveți sau îți dorești să-l înveți pe copilul tău despre România? Normal că îl învăț. De fiecare dată când mergem în țară îi cumpăr și cărți în care pot să citească. Plus că îi povestesc, mă întreabă de multe ori, mami, tu cum era când ai fost la școală? Nu știu, erau sărbătorile de Crăciun sau
când erai în vacanța de vară, ce ai făcut? Mă întreabă tot timpul. Și e normal că îi povestesc. Dar, cum spuneam, cel mare este mult mai interesat de România decât cel mic. Nu știu dacă e din cauza că el s-a născut acolo și cel mic nu. Întrebare numărul 13. Ție ca mamă, ce se lipsește din România? Ce se lipsească? Îmi lipsesc rudele, familia, părinții, în mod special. Îmi lipsesc momentele alea când ne vizitam, când ne strângeam la masă de Crăciun sau când erau momentele alea spontane, când ne întâlneam toți la familia nu știu care sau la noi acasă și eram mulți și povesteam. De asta mi-e dor și mereu când mă întorc în țară, mai ales la Petroșani, mă ia așa o nostalgie și pe fiecare străduță unde mi-amintesc că am fost, mi-aduc aminte. Avem o țară frumoasă, după cum am spus. Vă mulțumesc că v-ați uitat până la sfârșit și ne vedem în următorul filmuleț. Pa, pa!